Bună și bine v-am găsit! În acest clip voi întreba cărțile îngerilor cum vă va merge în luna decembrie pentru zodia pești și pentru cei care au ascendentul în această zodie. Persoanele care urmăresc acest video și încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube, le invit să se aboneze pentru a putea fi la curent cu următoarele videouri pe care le voi posta. Haideți să vedem ce au să vă transmită îngerii pentru luna decembrie. Prima carte a îngerilor este Opal, cea de-a doua carte Indriel, iar cea de-a treia Sonia. Să vedem acum surpriza pentru luna decembrie. Și bineînțeles, voi extrage și o carte a Arhanghelului Mihail, să vedem ce are și acesta să vă transmită pentru luna decembrie. Dragii mei pești, pentru voi va fi o lună foarte benefică, o lună în care veți observa rezultate pozitive, datorate caracterului vostru frumos, datorate muncii voastre depuse în ultima perioadă, datorită iubirii dumneavoastră pe care o arătați persoanelor dragi din viața dumneavoastră. Această lună va fi o lună în care veți culege ceea ce ați plantat, aceea veți și culege. Prima carte a îngerilor este Opal. Mesajul acestui înger este: în primul rând, nu trebuie să vă mai faceți griji pentru copiii dumneavoastră. Se pare că sunteți foarte protectori. Sau poate un copilaș al dumneavoastră în această lună va avea mici probleme de sănătate și dumneavoastră vă veți face foarte multe griji. Opal vă transmite mesajul că nu trebuie să vă mai faceți atâtea griji, deoarece copiii dumneavoastră sunt protejați de către îngeri și de către divinitate. Opal mai transmite mesajul că puteți afla în această lună despre nașterea unui copil, familia dumneavoastră se mărește sau chiar dumneavoastră puteți afla că sunteți însărcinată. Cea de-a doua carte a îngerilor este Indriel. Indriel vă transmite mesajul că dumneavoastră sunteți o persoană plină de iubire. Aveți de oferit foarte multe lucruri frumoase persoanelor din jurul dumneavoastră. Și de aceea, datorită comportamentului, datorită calității dumneavoastră, sunteți foarte îndrăgit și apreciat de persoanele care vă înconjoară. Cea de-a treia carte a îngerilor este Sonia, care vă transmite un mesaj de la o persoană care nu mai este printre noi, o persoană care a decedat. Această persoană vă transmite că nu trebuie să vă mai faceți griji pentru ea, deoarece ea se simte foarte bine acolo unde este. Ea vă veghează și vă protejează. Și surpriza acestei luni, sincronizare perfectă în tot ceea ce inițiați în această lună, în tot ceea ce vă propuneți în această lună. Acum este cel mai potrivit moment să acționați, indiferent de domeniul dumneavoastră. Este un moment ideal să vă schimbați locul de muncă. Este un moment ideal în care să vă puneți ideile în practică. Ușile vă sunt deschise.
Nu amâna sau nu ezita, fiindcă ai pregătite toate ingredientele pentru succes. Nimic nu vă poate sta în cale. Și bineînțeles, Arhanghelul Mihail care vă transmite mesajul că trebuie să aveți mai multă încredere în dumneavoastră, trebuie să aveți mai multă încredere în persoanele de lângă dumneavoastră. Trebuie să vă bazați pe dumneavoastră. Da, aveți încredere că orice situație negativă din viața dumneavoastră este trecătoare. Aceasta a fost etalarea lunii decembrie pentru voi. Nu uitați să dați like și share acestui video. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept cu drag la un nou clip. Pe curând!